Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube. Beneficiile oțetului de mere pentru găini, curci și porumbei. Rămâneți alături de mine, dragi prieteni, ca să vedeți despre ce este vorba și vizionare plăcută în continuare. Oțetul de mere pus în apa de băut la găini, curci și porumbei, dar se poate pune și la pui de găină, este foarte bun și foarte sănătos pentru ei. Nu putem să folosim, dragi prieteni, orice fel de oțet, doar oțet de mere. Puteți să căutați oțet de mere de cel mai bună calitate sau oțet de mere făcut la voi acasă. Acela este foarte bun, dar din păcate nu avem toată lumea, așa că o să optăm pentru un oțet de mere. Dar acel oțet trebuie să fie făcut din mere, nu este bun oțet, alt fel de oțet sau oțetul doar cu aromă de mere. Oțetul de mere pus în apa de băut la găini și la pui de găină este de foarte mare ajutor. Aciditatea oțetului de mere, care are foarte multe beneficii în acest context, este un antibiotic natural care are multe vitamine și minerale și ajută la o sănătate bună și echilibrată a păsărilor noastre. La ce ajută oțetul de mere pus în apa de băut la găini, la pui de găină, dar și la curci? Oțetul de mere este foarte bun și foarte benefic pentru păsările noastre. Aciditatea oțetului de mere, care acționează ca un antibiotic natural, conține multe minerale și vitamine și este de un mare ajutor pentru păsările noastre din gospodărie și din curte. Când putem să folosim oțetul de mere? Când dăm oțet de mere la pui și găini. Cel mai bun moment să susținem dieta găinilor cu oțet de mere este atunci când găinile trec prin momente de stres. Poate fi vorba de vară, atunci când este foarte cald, sau când este frig afară și este zăpadă, și atunci putem să dăm, mai ales când este prima zăpadă. În aceste situații este foarte bun. Când mutăm găinile dintr-o parte în alta sau când cumpărăm găini și le punem în cotețul găinilor, atunci este foarte bun și foarte benefic pentru găinile noastre. Oțetul de mere mai este bun și atunci când avem o găină rănită sau când au avut un accident sau se recuperează. Este foarte bun și este foarte indicat să folosim în aceste perioadă oțet de mere. În toate aceste situații, păsările pot deveni vulnerabile printr-un sistem imunitar slăbit, pe care îl puteți ajuta cu oțetul de mere introdus în apa de băut. Cât oțet de mere se pune în apă? Oțetul de mere nu se dă niciodată simplu, doar diluat cu apă. Nu trebuie să depășească un procent de 10-20% oțet de mere în cantitate de apă. Cel mai mult putem să punem 20 de mililitri maxim, dar cel mai indicat este să punem 10 mililitri la un litru de apă. Sau așa putem să măsurăm cât mai simplu și cât mai oțet și cât mai ușor. Cât timp putem să dăm acest tratament cu oțet de mere la găini și la păsări? Oțetul de mere diluat cu apă se administrează între 3 și 5 zile, o dată pe lună. Se poate repeta în fiecare lună sau se poate da atunci când este nevoie și când vedem noi că este nevoie ca să dăm o perioadă oțet cu apă. Nu depășiți, dragi prieteni, mai mult de 3 zile, de 5 zile. Se dă între 3 și 5 zile. Puteți să mai dați din când în când, câte o dată pe zi. Când punem oțet în apă, atunci trebuie să știm că dacă este iarnă și este frig afară, putem să schimbăm, dacă în caz când îngheață apa de 2-3 ori pe zi apa la găini, atunci de fiecare dată facem aceeași compoziție de oțet cu apă, 10 ml cel mai indicat la per litru de apă. Dacă este vară, atunci trebuie iară să schimbăm des apa și atunci iar o să schimbăm de mai multe ori pe zi, dar în timp ce facem tratamentul ăla între 3 și 5 zile, o să le punem doar apă cu oțet ca să bei găinile noastre și dacă este nevoie mai schimbăm sau mai adăugăm apă cu oțet. Niciodată să nu dați la găini oțet crud sau
Tot timpul este bine să măsurați când dați apă la găini cu oțet și să nu dați mai mult, pentru că atunci poate să fie probleme și oțetul poate să le ardă. Oțetul de mere nu se poate da mai mult timp la găini, doar cât este acest tratament, tratament naturist, bio, făcut de noi acasă, și nu avem voie să depășim mai mult doza de oțet, pentru că atunci poate să vină unele probleme și poate să afecteze la găinile noastre. Cel mai indicat este, când puneți oțet cu apă la găini, să puneți în vase de plastic sau de ceramică la găini. Nu este indicat să punem în ceva recipiente de metal. La ce alte păsări din curte mai putem da oțet? În afară de găini și pui de găină, oțetul pus în apă se poate da și la curci. La curci ajută la frângezirea cărnii. Oțetul este foarte bun și pentru porumbei. Există cazuri și afecțiuni când este bine să dăm apă cu oțet. Reumatismul, anemia, slăbire, când ei sunt foarte slabi și nu mai poate să meargă, mai ales la pui. La porumbei este foarte bun oțetul pus în apă, pentru că ajută la penajul porumbeilor, le face un penaj foarte, foarte frumos și foarte strălucitor. Oțetul de mere, dragi prieteni, după cum ați văzut, este foarte bun, este foarte sănătos pentru găinile noastre, dar și pentru curci și pentru porumbei. Tot timpul când vreți să dați oțet de mere la găini, optați pentru un oțet de mere de calitate, să fie pur din oțet de mere, din mere făcut, să nu fie doar aromă de mere. Și măsurați tot timpul, dragi prieteni, cât oțet puneți în apă, nu puneți după ochi, că poate să fie periculos. Eu am avut așa o sticluță din asta care este gradată și am pus 10 ml, dar puteți să optați să măsurați cu orice aveți voi, puteți să măsurați. Dacă nu aveți ceva sticluțe micuțe, atunci puteți să măsurați cu o siringă și să faceți cantitatea care trebuie, să nu puneți prea mult. Dacă aveți 2 litri de apă, în ce puneți la găini, atunci puneți 20 de mililitri. Sper că v-a plăcut, dragi prieteni, acest videoclip care l-am făcut special pentru voi cu beneficiile oțetului de mere. Nu uitați, dragi prieteni, să-mi dați un like, să-mi lăsați un comentariu, bineînțeles, dacă vă place și vă face plăcere, și de ce nu, să distribuiți, să vadă și prietenii voștri. Până data viitoare, dragi prieteni, eu vă urez multă sănătate și aveți grijă de voi. O să vă las în continuare cu găinușele noastre, să le mai vedeți un pic și să vedeți ce mai fac. Și noi o să ne vedem și data viitoare, dragi prieteni. Vă salut cu respect, v-am pupat și multă sănătate, dragi prieteni. Și nu uitați, dacă vreți să puneți oțet de mere la găini, este foarte bun și foarte benefic pentru păsările noastre. Numai bine, dragi prieteni! Ciao, ciao!
Ha ha ha.